Arabs Engineering reprezintă România în consorțiul Clear Space One, prima misiune din lume pentru eliminarea deșeurilor de pe orbita Pământului. Cum contribuie? Furnizează software necesar programului. Clear Space este partener strategic al ESA în programul pe termen lung al Europei de curățare a spațiului. A proiectat un sistem de captare cu 4 brațe pentru satelitul sau robot. Lansarea 2026. Mergem la Cosmin Stanciu, Business Development Manager, Aerospace, Arabs Engineering. Salutare! Salut! Avem, iată, o companie românească implicată într-un program, mega program, aș spune eu, spațial. Un lucru poate mai puțin așteptat dacă e să ne gândim așa, în perspectiva pe care am fi avut-o acum câțiva ani. Felicitări, în primul rând. Mai mult, noi am zis pe scurt, am dat câteva detalii, dar prea puține. Am vrea să știm care este rolul Arabs, cum a ajuns Arabs în conjunctura asta, a cui e meritul și care ar fi perspectivele mai departe. Da, este un proiect foarte nou, o misiune nouă, interesantă. Prima misiune europeană de acest gen. Arabs este în, să zic, parteneriat și lucrăm deja împreună să fac cam 12 ani de când lucrăm cu Agenția Spațială Europeană în mai multe misiuni. Aceasta este una dintre cele mai noi și mai interesante. Noi ne ocupăm de partea de software embedded pentru navigația satelitului. El va folosi două camere, una de depărtare, una de apropiere, prin care va putea să și navigheze prin spațiu și să și identifice și să prindă cu niște brațe tip tentacule, tip caracatiță, acele rămășițe, acele obiecte spațiale care nu mai pot fi controlate, în urma cărora, pentru a nu mai prezenta un pericol pentru alte entități spațiale, ele vor fi cumva curățate, în sensul că le preia satelitul și le punem pe o orbită specială și vor arde la mare altitudine fără să facă niciun fel de damage oricum altor lucruri. Noi suntem în parteneriat cu mai multe firme din Europa. Agenția Spațială Europeană e o pălărie mare, să zic așa, inclusiv în Canada avem parteneri cu care lucrăm în misiuni și încercăm să facem un lucru. În general, e calitatea pe primul plan. This is rocket science. Cei de la ESA investesc toți banii care au să reușească ca misiunile lor să fie de calitate cât mai înaltă și ne bucurăm că ne-au luat și pe noi parteneri de deja să facă aproape 12 ani. Ideea de gunoier spațial este una extrem de importantă, mai ales în contextul în care tot mai multe companii își lansează sateliți pentru diferite servicii pe orbita Pământului. Cum sau există posibilitatea de a integra inteligența artificială în ce vă propuneți să faceți voi prin proiectul vostru? Este un topic foarte, foarte la modă și care este inclusiv foarte la modă în misiunile spațiale. Misiunile sunt un pic mai conservative, deci o să-l vedem intrând un pic mai târziu, dar un lucru foarte important de menționat este faptul că misiunea este gândită să fie autonomă în final. Tot ce facem noi ca software, tot ce fac partenerii de la hardware, tot ce fac coordonatorii misiunii și chiar și cercetătorii astrofizicienii care ne ajută, sunt gândite pentru a da, practic, calculatorilor de bord ale misiunii capacitatea de a se descurca singure. Putem să spunem că e un AI deja în sistem care trebuie să reușească să identifice singur acele rămășițe spațiale, să zic, inclusiv sateliți vechi morți, care să asigure că sunt cei care trebuie hotărâți că nu mai sunt folosibili, să identifice, să poată să-i urmărească prin spațiu, să le imite rotația pentru a-i prinde fără a se ciocni de ei și după aceea să-i elimine în orbita superioară. Totul se va face în final automat, fără intervenția continuă a operatorilor. La început vor fi, bineînțeles, și operatorii prezenți, dar ideea finală este să putem avea o mică armată, cum glumim noi, de mașini de gunoi spațiale, care se duc singure și fac curățenie. Arabs este la vârful tehnologiei spațiale europene în momentul de față, am putea să spunem așa. Unde e România cumva pe plan global și ce ar trebui să facem ca să avansăm, să ajungem cât mai aproape de cei care explorează deja de ani buni spațiul? România e bine unde este. Suntem prezenți în aproape toate misiunile de anvergură și reușim să ne facem deja un nume destul de bun în partea de software în special, cea pe care o cunoaștem și noi foarte bine. Chiar avem multe misiuni în care experții din partea ESA sunt români
angajați direct de către Agenția Spațială Europeană pe post de expert și deja avem de mai mulți ani compatrioți care lucrează și sunt coordonatori tehnici și experți tehnici și arhitecți de misiuni spațiale. Iar, să zic, calitatea softului pe care poate să-l facă inginerii români este deja bine cunoscută și în, și în partea de space. Suntem bine văzuți, bine căutați. Sperăm doar tot ce ne trebuie un pic, să zic, deciderea de a face un mic mai mare, un puțin mai mare investiție de bani pentru a putea da drumul la tot ce am putea noi să facem. Dar lucrurile astea au crescut, am avut sprijin și de la minister și dacă urmărim tent, panta este deja mai mult exponențială decât liniară. Ne oprim aici deocamdată. Ne oprim aici deocamdată. Vă mulțumim mult pentru explicații și pentru intervenție. Vă mai așteptăm cu vești și mai bune. Iată că avem totuși și noi destul de multe vârfuri în, și într-un domeniu poate la care nu ne așteptam să excelăm atât de mult. Mulțumim, vă mai așteptăm.